găsit la jurnalul TV Bacău. Duminică noapte, în jurul orei 1 și 15 minute, într-un apartament de pe strada 22 decembrie din municipiul Bacău, a avut loc un incendiu urmat de o explozie. La fața locului s-au deplasat imediat echipajele ISU. În urma unei anchete s-a stabilit că incendiul a fost provocat, iar în spatele acestui eveniment este de fapt o mână criminală. O explozie puternică a zguduit duminică noapte strada 22 decembrie din municipiul Bacău. În jurul orei 1 și 15 minute la blocul 34, într-un apartament aflat la parter, a izbucnit un incendiu. Echipajele ISU s-au deplasat imediat la fața locului cu auto specială de stins incendii și o auto specială smurd. La momentul producerii deflagrației în locuință nu se afla nimeni. Locatarii speriați de zgomot au ieșit imediat din case. Pentru a se stabili sursa incendiului a fost chemată și o echipă a furnizorului de gaze. În urma primelor verificări s-a stabilit că incendiul a pornit de la centrala de apartament amplasată pe balcon. Dimineața a venit și o echipă de criminaliști. Rezultatele anchetei dovedesc însă că evenimentul nu a fost accidental și nici nu s-a produs în urma unei defecțiuni la centrala termică. Proprietarul apartamentului este o femeie în vârstă care de 3 săptămâni era plecată la țară. Aseară a preferat să rămână la locuința unuia dintre fiii săi. Cel de-al doilea băiat, Marius, pare să fie implicat indirect în această problemă. Cunoscuții spun că bărbatul se ocupa cu afaceri dubioase și are probleme cu cămătarii. S-a ocupat cu mașini, cu treburi de-astea, probabil. Doamna care stă în care locuiește aici, ce a spus? Păi, doamna a spus că a fost amenințată de cămătari, că probabil am împrumutat ceva bani și nu știu să vă dau nicio lămurire mai precisă. Mama tânărului a declarat că era frică să mai stea singură în apartament. Ea știa de datoriile fiului său, însă a spus că acesta își achitase toate dările după ce a dat la schimb câteva terenuri. În urmă cu ceva timp, Marius a sustras din casa mamei un televizor, iar în ziua incendiului, femeia a descoperit că îi lipsește frigiderul. Ce s-a întâmplat când ați venit acasă? Pe mine, eu am fost anunțat de poliție și m-am prezentat aici la apartamentul care e proprietara mama mea. Și am înțeles că mama n-a fost aseară acasă. Nu, mama a fost la mine acasă. Aseară. Ea a fost 3 săptămâni plecată la țară și aseară a stat la mine acasă. Am înțeles că v-a dispărut frigiderul din casă. Din prima, mama a văzut că îi lipsește frigiderul. Bănuiți pe fratele dumneavoastră? Nu, nu are. Cine mai avea acces în casă? Doar mama, atât. Ușa a fost forțată? Ușa, vedeți, se pare că e forțată. Putea fi de la explozie? Nu știu, n-am idei. Nu știu dacă a fost explozie, nu știu, că nu mi-a spus nimeni nimic. Locul de la ce știți dumneavoastră că a pornit? Este adevărat că a fost turnat acetonul? Nu, ce să fie aceton? Nu știu. Nu știu, dacă aș ști, vă spune, dar deocamdată nu putem să știm, că eu de-abia am ajuns aici. În urma exploziei au fost avariate și 2 autoturisme parcate în dreptul scării. Timp de câteva ore, anchetatorii au făcut măsurători și au ridicat amprente. Rezultatul este clar. Incendiul a fost stins relativ repede, astfel încât la 1:33 acesta a fost declarat lichidat. Din primele cercetări efectuate de o comisie în jurul astăzi, care s-a deplasat la fața locului, s-a constatat că acțiunea de incendiere a fost intenționată la locul faptei găsindu-se urme de gazolină. Gazolina sunt urme ale împrăștirii acestea prin tot apartamentul. Se văd și acum din ce spun colegii mei care au fost acolo, inclusiv pe mobila din bucătărie și pe jos urma lăsată, dâra, efectiv, cum a fost stropit prin tot apartamentul, prin dormitoare. Tot în urma cercetărilor s-a stabilit că autorul incendiului a intrat în locuință prin efracție. Urmează cercetări din partea organelor de poliție pentru a vedea cei care au comis această acțiune și de ce. Partea pozitivă este că nu au fost victime, menționez din nou că locuința nu era locuită. S-a luat legătura cu proprietarul, este vorba de o doamnă, s-a vorbit, însă era plecată din localitate, din câte știm. S-a intrat prin efracție în apartament? Din primele cercetări s-a văzut că ușa metalică de la intrare în apartament era forțată. Poliția, cum am spus, continuă cercetările pentru a vedea dacă găsește urme, amprente sau alte fel. Dar se vede urme de forțare a ușei. Noi am intervenit pe geam, am intrat, neștiind că ușa este deschisă și forțată. Apartamentul fiind la parter. Prin purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău nu am putut obține mai multe amănunte. Dacă există un cerc de suspecți și care sunt rezultatele anchetei efectuate de criminaliștii prezenți la fața locului, reprezentantul instituției ne-a declarat doar că în acest caz se fac cercetări.